Nu au putut împărți tricolorul, dar vor să împartă fotoliile în Parlament. Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor și cei ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor s-au certat ca la ușa cortului cu câteva zile înainte de alegeri. Totul s-a întâmplat după ce unioniștii au mers să susțină o conferință de presă în fața sediului PSRM. La un moment dat, conflictul a degenerat, iar conferința programată s-a soldat cu huiduiel și îmbrâncel. Mai mult, Dorin Chirtoacă s-a ales și cu o palmă din partea socialistului Alexander Odințov. La fața locului au intervenit zeci de oameni ai legii care au încercat să calmeze spiritele. Însă totul a degenerat într-un haos. Unde poliția să asigure ordinea publică? Nu mai sunt bastoane! Nu mai sunt gaze! Socialistul Vlad Bătrâncea s-a arătat revoltat de situație. După ce spiritele s-au liniștit, Aur a emis un comunicat prin care a anunțat că va depune o plângere la poliție. Am dorit să anunțăm promovarea unui pachet de legi pentru libertate și dreptate. În schimb, membrii și susținătorii Aur, printre care erau și femei, au fost loviți, îmbrânciți, înjurați și călcați în picioare de provocatorii PSRM, se precizează în comunicat. De cealaltă parte, PSRM a anunțat că au fost provocați și a condamnat acțiunile unioniștilor. Extremiștii din acest partid antistatalist au provocat altercații în fața sediului nostru, lovind și jignind membrii și simpatizanții noștri, care au creat un cordon pentru a nu admite accesul unioniștilor în sediu. Noi am făcut mereu apel la calm și organizarea unei campanii civilizate, fapt demonstrat de candidații noștri pe întreaga campanie electorală. PSRM a mai anunțat că cei de la Aur au provocat și daune materiale, deteriorând unele automobile parcate în preajmă.